Vă salut, dragi prieteni, bine v-am regăsit din nou pe canalul meu de YouTube Vavi Pigeon Loft. La mulți ani România, la mulți ani români, astăzi, 1 decembrie, sărbătorim Ziua Națională a României și vreau să fac un videoclip puțin mai special, un videoclip în care să vă vorbesc despre evoluția achizițiilor de acum un an și o să încep cu acest mascul de 2012 pe care îl aveți acum în prim plan. Este un mascul Kluipers Vereeke, un porumbel foarte frumos și un porumbel care are descendenți de valoare în spate. Acesta este masculul pe care știți că l-am achiziționat anul trecut și l-am achiziționat împreună cu perechea lui, care a dat acei porumbei despre care vă vorbeam. Vă prezint și pe ea, se cunosc. Ea este o femelă Brugeman-Brikman, tot de 2012 și acest cuplu, dragii mei prieteni, are în spate pui cu rezultate excepționale, cu rezultate foarte bune. Un fiu din ei este AS Maraton 2018, pe care îl avem în crescătorie, îl deținem și pe el și o să vi-l prezint pe imagini. De asemenea, o fiică din ei, pe care nu o deținem noi, este la Năstăsescu Daniel, un bun prieten de-al nostru. Te salut, Dănuțu! Deci o fiică din acest cuplu în 2019. De asemenea este AS Maraton, locul 1 provincial și locul 25 național la maraton. După cum vedeți din rezultate, un cuplu care a dat în ani diferiți porumbei de valoare, pui de valoare. 2018 o fiică din ei AS Maraton, 2018 un fiu, masculul pe care îl avem noi AS Maraton, 2019 o fiică din ei, de asemenea AS Maraton. Din această pereche direct avem și noi doi pui, o să vi prezint și pe aceea. Și în continuare să trecem să vă prezint fiul direct din ei pe care îl deținem. Deci lângă ei o să pun imediat și fiul direct din ei. Îl vedeți, acest mascul. Acest mascul pe care vi-l prezint acum este AS Maraton 2018. O să iau puțin la mână pe fiecare în parte, să-i vedeți cum se prezintă și cum arată fiecare. Măi răule, mă! Dar haideți să continui cu achizițiile. Astea sunt achizițiile de anul trecut și după cum evoluează lucrurile până acum, se prezintă destul de bine. Băi, lasă-l, mă. Din acest mascul, din AS Maraton 2018, avem 3 pui care au rămas în crescătoria noastră. Frumoși porumbei, sper să vă placă și vouă ceea ce vedeți pe aceste imagini. Tată și fiu, mamă și fiu, și porumbei care în pereche, albastrul și cu guta asta, au dat pui cu rezultate foarte bune. Continui prezentarea acestor porumbei și introduc lângă ei o fiică direct din ei. O vedeți și pe ea, aceasta albastră, Deci ea a ieșit albastră ca tatăl ei, masculul a ieșit ca mama, Gut, și așa arată până acum, dragii mei, acești 4 porumbei pe care vi prezint astăzi. Kluipers Vereeke, Brugeman și Brikman. Porumbei care sperăm să facă rezultate deosebite și la noi în crescătorie. Și din această femeluță, din fica lor, avem 3 pui și din ea rămași în crescătoria noastră. Și sperăm ca lucrurile să decurgă în continuare bine, spre foarte bine, dragii mei prieteni. O parte din achizițiile anului trecut, care prin numărul de pui care au rămas până acum la noi în crescătorie, confirmă și e un pas înainte în viața noastră colombofilă, sperăm. Haideți să continuăm prezentarea. Continuăm prezentarea, dragii mei prieteni, și introducem lângă aceștia un roșu superb. După cum îl vedeți, arată extraordinar de bine. Roșul în dreptul tatălui are un porumbel de Jan Thielen, iar mama acestui roșu este fiică din cuplul de 2012, perechea de bază pe care v-am prezentat-o, și este soră cu acești 2 porumbei pe care i-am prezentat, AS Maratonul și cealaltă albastră. Deci s-a lucrat pe această familie. Toți acești 5 porumbei sunt achizițiile făcute de noi anul trecut. Și mai am să introduc încă unul. Arată extraordinar de bine porumbeii, după cum vedeți pe aceste imagini. Uitați vitalitate și luciu pe masculul de 2012. Porumbei întreținuți foarte bine, porumbei cu o condiție bună și porumbei care sperăm să facă rezultate foarte bune la noi în crescătorie. De asemenea, din roșu avem 2 pui rămași în crescătorie. Exact ce vă spuneam, se confirmă faptul că sunt porumbei de valoare și prin numărul puilor rămași acum în iarnă în crescătoria noastră. Trecem și la ultimul porumbel pe care îl introduc acum lângă ei, acest albastru. El este strănepot din partea masculului de 2012 și făcut cu o femelă de Van de Pool, și el de asemenea un porumbel frumos, și din el de asemenea avem 2 pui rămași în crescătorie. Uitați cum arată acești porumbei, e o bucurie să-i privești și în același timp sperăm ca rezultatele descendenților lor să fie unele de valoare. În următoarele minute o să vă prezint repede fiecare porumbel în parte și după aceea vedem cum vom continua. Haideți să vă prezint masculul din perechea de bază. Deci, după cum v-am spus, un mascul de 2012, Kluipers Vereeke, o frumusețe de mascul, deși v-am spus 2012 este anul nașterii lui, este un porumbel care se prezintă foarte, foarte bine și care a dat descendenți de o calitate foarte bună, un ochi superb, un albastru frumos și un corp de invidiat, încheiat foarte bine. Deci el este masculul de 2012 despre care v-am vorbit. Trecem la masculul de 2013, AS Maraton în 2018, 0241 223. Deci acest mascul este Kluipers Vereeke, Brugeman și Brikman, și el de asemenea un mascul spectaculos, un temperament liniștit și rezultate foarte bune făcute de el. Și el se află la compartimentul de matcă al crescătoriei noastre și după cum v-am spus, sperăm în rezultate bune spre foarte bune și de la el. Trecem la acest roșu de 2018, și el o pasăre foarte bună la mână. 2018, 705 la urmă. El este o combinație Jan Thielen, ce forță degajă în pană. O combinație Jan Thielen și mama lui este o fiică din cuplul de 2012, cuplul de bază pe care vi l-am prezentat. Și el este într-o stare foarte, foarte bună. Și de asemenea un porumbel frumos. Și un porumbel care sperăm să ne reprezinte crescătoria de acum încolo cu brio și prin descendenții lui să aducă rezultate foarte bune în această crescătorie. Foarte forțos porumbel. Trecem la ultimul mascul din această prezentare. Acest porumbel este Asfond Tineret 2018, un albastru frumos și el, 070 2018. Păi, cred că îi cunoașteți, le-am făcut o prezentare, dar nu atât de amănunțită în momentul când i-am achiziționat. După aceea, procesul de năpârlire este aproape finalizat, după cum vedeți, și porumbeii se prezintă foarte, foarte bine. Și de la el aceleași așteptări ca și de la restul porumbeilor. Acum important este să iasă ei sănătoși în primăvară. Trecem la femela de 2012, mama atâtor porumbei de calitate, 244 la urmă, Brugeman-Brikman. Așa arată și această femelă. Foarte bine arată și aproape a terminat de năpârlit. Mai are doar puțin de crescut ultima pană. Starea ei de asemenea una foarte bună. Mama atâtor pui de calitate vi-o prezint acum și sperăm ca și la noi în crescătorie să se întâmple același lucru și cu ea. Vă prezint și o femelă de 2019, 587 la urmă. Ea este fiică direct din perechea de bază, perechea de 2012 pe care v-am prezentat-o, Kluipers, Vereeke, Brugeman, Brikman. Da, și ea se prezintă foarte bine, după cum vedeți. Ea e și mai vorbăreață, vă salută și ea. O femelă frumoasă și ea. Și porumbei care au reprodus pui care au rămas în număr foarte mare la noi în crescătorie. Continuăm prezentarea cu doi masculi de 2020. Acești doi porumbei sunt direct din perechea de bază de 2012 pe care am prezentat-o anterior. Ia uitați ce frumusețe de masculi. 2020, porumbei zburați sezonul acesta și porumbei care arată foarte, foarte bine. Îl avem aici pe Thor, acest albastru. Deja i-am dat un nume și avem încredere în el, așadar nu uitați de el, Thor, o să vi-l prezint imediat. Și un frate de-al lui. Deci acești doi masculi din perechea de bază, Brugeman, Brikman, Vereeke, Kluipers. O să vi-i prezint repede și pe ei și continuăm prezentarea porumbeilor. Haideți să începem prezentarea cu Thor. El este un mascul de 2020, după cum vedeți, inel gold, 646 la urmă. Un mascul, i-am pus acest nume pentru că are o personalitate puternică, deja pune stăpânire pe mare parte acolo în colțul lui de boxă. Un mascul care la mână este extraordinar și v-am spus, această pereche la ce porumbei a dat până acum și are în spate, măi, răutate, băi, puternicul. Îl așteptăm și pe Thor cu rezultate foarte bune anul ce urmează. Așa arată Thor. Și în continuare un nou mascul, tot 2020, din aceeași pereche de bază. De-aia vă spun, 645, vedeți seria, tot inel gold. Am avut încredere în acești porumbei pe care i-am achiziționat și se pare că până acum am avut și dreptate să ne punem bază în ei. Și acesta un mascul foarte, foarte bine. Și de la ei avem așteptări mari. Vom vedea. Timpul le va aranja pe toate și ne va arăta exact cum vor zbura și ce rezultate vor aduce pentru crescătoria noastră acești porumbei. Trecem în continuare și vă prezint 3 porumbei de 2020, fii din masculul de 2013 AS Maraton, pe care l-ați văzut pe filmarea noastră. Avem un mascul și 2 femele, ele sunt surori de cuib. O să vi le arăt repede. Deci din masculul cu AS Maraton de 2013, făcut cu o femelă de Van de Pool, avem acești 3 porumbei. O să-i prezint și pe ei imediat. Trecem la prima femeluță. Deci fiică de AS Maraton, 524, 2020, din porumbelul cu AS Maraton și o femeie de Van de Pool avem acești 3 pui. Sperăm să facă un sezon foarte bun anul care vine. Imediat o să o prezint și pe sora ei de cuib. Ea este sora de cuib a porumbiței prezentate înainte. Haideți să-i vedem și seria. 523, cea dinainte a fost 524. și ia o porumbiță foarte frumoasă. Am făcut acest videoclip să vedeți evoluția achizițiilor pe care le-am făcut și acest lucru îl putem vedea prin puii care au rămas până acum. Îi vom putea urmări sezonul care vine și vom vedea exact și performanțele pe care le vor face. Haideți să vă prezint și masculul pe care îl avem din această pereche. Trecem și la acest mascul și el tot de 2020, tot inel gold, 651, la urmă 2020. Și el un mascul de asemenea care se prezintă foarte, foarte bine. Și având în spate pe tatălui AS Maraton, sperăm să facă și el rezultate la fel de bune. Aceștia au fost cei trei pui din masculul de 2013 cu AS Maraton pe care vi l-am prezentat. În continuare vă prezint cei doi pui rămași din masculul roșu pe care vi l-am prezentat. Sunt doi pui făcuți din masculul Jan Thielen și o femelă de AirCamp. Foarte bine să prezintă și ei. Haideți să-i vedem și pe ei puțin mai de aproape. Începem cu această femelă de 2020, 513, din roșul pe care vi l-am prezentat și cu o femelă de AirCamp. Roșii pe care îi știți și din sosirile de la antrenamente, cum veneau și ei într-o condiție bună. Sperăm să rămână la fel de sănătoși și sperăm ca sezonul următor să aducă rezultate. Hop, ce forță ai în pană! Draga mea! Să aducă rezultate cât mai bune. O să-l prezint și pe fratele ei. El este fratele ei, mascul de 2020, 514, după cum vedeți, Jan Thielen, AirCamp. Un mascul deosebit și el, un mascul frumos. Așadar, achizițiile făcute de noi acum un an se pare că confirmă. Număr de pui destul de mare rămas din acești porumbei și porumbei de la care avem așteptări. Roșii oricum sunt niște porumbei frumoși și spectaculoși. Sperăm numai rezultate bune. Trecem la încă trei pui, dragi prieteni. De această dată, după cum vedeți, este vorba și de o infuzie din bălțatul nostru bătrân. Albastra pe care v-am prezentat-o mai devreme, fiică direct din cuplul de bază, a fost făcută cu bălțatul bătrân al crescătoriei noastre, din care am reprodus acești pui. Trei, după cum îi vedeți, au rămas și se află în continuare în crescătoria noastră. O frumusețe de pui, splendoare. Pe aceștia i-ați mai văzut pe videoclipul cu bălțații. Dar acum vi-i prezint pentru că fac parte și din achizițiile de anul trecut pe care le-am făcut. Așadar, femela albastră în pereche cu bălțatul, din care avem acești trei pui. Trecem la primul porumbel de 2020 din acest cuplu, 562. Așadar, femela albastră pe care v-am prezentat-o direct, fiică directă din cuplul de 2012 și făcută cu bălțatul nostru bătrân. Așadar, am băgat în Brugeman-Brikman, Vereeke, Am băgat infuzie de Vanbruien, o porumbiță care arată foarte, foarte, foarte bine, un mascul care arată foarte, foarte, foarte bine, de altfel ca și ceilalți frați ai lui, o să-i vedeți în continuare pe filmare. Să trecem la următorul. Continuăm și cu această femelă, tot de 2020, inel gold 632, din aceeași pereche despre care v-am vorbit, bălțatul bătrân și femela albastră, fiică directă din perechea de 2012, care a reprodus atât de bine. Și ea arată foarte, foarte bine și așteptăm, de la toți porumbei așteptăm rezultate foarte bune, dar parcă unii speră mai mult față de ceilalți, deși e posibil să avem surprize. Și trecem la un mascul, o bombă de mascul. Îl cunoaște și pe el, dacă vă mai aduceți aminte din videoclipul în care am prezentat masculii, v-am spus să țineți minte această serie, după cum vedeți 660, din nou inel gold, Hercule, deci el este Hercule, să-i țineți minte seria 660 și numele, un porumbel în care avem foarte mare încredere. Și închei acest videoclip cu aceste imagini pe care vă las să-l admirați pe Hercule, un porumbel foarte frumos și un porumbel puternic, o construcție și o osatură foarte bine definite, musculatură de invidiat și cred că anul care vine o să auziți multe lucruri bune despre acest porumbel. Împreună o să vedem evoluția lui și sperăm să nu ne dezamăgească deloc. Așadar, închei acest videoclip din nou cu urarea la mulți ani România, la mulți ani români. Nu uitați, apăsați butonul de like, abonați-vă la canalul meu de YouTube dacă vă place ceea ce vedeți aici. Vă salut și vă urez toate cele bune. La revedere!